Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor OLT sunt îngrijorați de evoluția dermatozei nodulare contagioase, o boală care în ultimele luni a atacat bovinele din Bulgaria, Serbia și Macedonia. Deocamdată în județul nostru nu sunt probleme, dar autoritățile sunt în alertă. La ora actuală, în județul nu avem probleme. Au fost făcute instruiri atât cu medicii veterinari concesionari, cât și cu toți fermierii, în general cei cu exploatații mari, exploatații care sunt autorizate, exploatații care sunt înregistrate de tip A. Au fost distribuite materiale informative, au fost convocate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni la nivelul instituției prefectului Centru Local de Combatere a Bolilor. La această oră am convocat din nou pentru săptămâna viitoare toți crescătorii mari de bovine, în așa fel încât să luăm toate măsurile privind preîntâmpinarea acestei boli majore, să-i spunem, având în vedere faptul că impun restricții economice extrem de dure asupra statului român. Potrivit reprezentanților DSVSA OLT, toate județele din sudul țării sunt în alertă din cauza acestei boli, iar autoritățile fac monitorizarea privind examinarea clinică a bovinelor. Virusul se transmite prin înțepături de insecte și este foarte periculos. Sunt măsuri mai mult privind partea de dezinsecție, eliminarea și înlăturarea biotopului, să spunem, dacă ne referim la fermele mari, curățenia în așa fel încât aceste insecte să fie înlăturate, s-au făcut anumite proceduri și dispus anumite proceduri în cadrul fermelor pentru dezinsecție. Boala nu este o zoonoză, nu se transmită la om, dar toate recomandările merg către stepping out, respectiv uciderea animalelor. Va fi un adevărat dezastru, având în vedere costurile care se ridică privind uciderea, eutanasierea, îngroparea animalelor, impactul financiar va fi extrem de mare, pentru că animalele, conform deciziei care a fost stabilită prin Comisiei Europene, animalele și respectiv guvernul României trebuie să despăgubească. Până în anul 2013, boala a evoluat doar în Africa. Reprezentanții DSVSA spun că există un vaccin împotriva acestei boli, însă eficiența nu este prea mare. Vaccinul nu are eficiență decât în ceea ce privește difuzibilitatea bolii, deoarece animalele care sunt vaccinate tot rămân excretoare de virus toată perioada vieții. Pericolul nu este foarte mare prin gradul de mortalitate. Morbiditatea se ridică la un procent de 45 până la 50%. Problemele majore apar datorită restricțiilor, sancțiunile economice care se pot impune României. Perioada de incubație a virusului este de 4-5 zile. Boala se manifestă prin febră și apariția unor noduli pe corpul bovinelor. Conform codului animalelor terestre, o țară infectată și care desfășoară activități de eradicare își poate recăpăta statutul de liber de boală după 3 ani de la confirmarea și eradicarea ultimului focar, ceea ce ar însemna pierderi economice foarte importante pentru crescători. În județul Olt există 36.000 de capete de bovine.